Panică mare astăzi pe strada hidrocentrale din municipiul Târgu Jiu. Locatarii unui bloc au văzut că dintr-un apartament iese fum și au sunat imediat la 112. În scurt timp, la fața locului au ajuns pompierii, iar flăcările au fost stinse fără să se extindă. Cel mai probabil, focul a izbucnit de la un scurt circuit produs la un televizor. În urma incidentului s-au înregistrat doar pagube materiale. Când au văzut că din apartamentul vecinilor iese fum, oamenii au solicitat imediat ajutor. Detașamentul de pompieri Târgu Jiu a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu care se manifesta într-un apartament situat pe strada hidrocentralei. Ajuns la fața locului, cu auto specială de lucru cu apă și spumă, am constatat că incendiul ardea mohnit, proprietarii nu sunt acasă, sunt plecați și fumul inundase casa scării, punând în pericol și ceilalți vecini. Pentru a pătrunde în apartament, pompierii au fost nevoiți să spargă ușa, deoarece proprietarii erau plecați. Au uitat televizorul în priză și s-a făcut un scurs și a luat foc tot în cap. V-a speriat când a găsit fum? Da, de ce să ne speriem? Am anunțat imediat din vecin în vecin și asta e situația. Nu sunt acasă, dânșii plecați pe la București, am înțeles, pe undeva. Din fericire, în urma incendiului s-au înregistrat doar pagube materiale.